Acum, eu să vă spun ceva de ce din Scriptură. M-am gândit să vorbim dimineața asta despre iertare. Așa cum tratează Dumnezeu iertare. Nu că n-ați ști. Sincer. Orice om sincer și pocăit, adică pocăit e înainte la Dumnezeu, care îi pare de păcatele lui. Când e vorba să-și ceară iertare, știi ce să facă? Ceară iertare. Acum, e adevărat că Biblia dă detalii vis-a-vis de iertare și mă întreb după multă teorie făcută după ani de zile. Experiență, la unii mai mulți, alții mai puțini. Dacă mi s-ar oferi acum o hârtie în mână și un pic să spună, băi, scrie despre iertare, măcar o pagină întreagă. Ce ziceți? Așa vis-a-vis de Scriptură, cât am putea să fie? Se pare că pe mine mie să cred că ar rămânea probabil o pagină ceva gol. Și unde scrie mai mult, alții mai puțin. Asta dovadă că încă trebuie să mai învățăm. Să ne influențeze Dumnezeu cu lucrurile Lui. Doamne ajută. Dragii mei, iertarea este un act care anulează păcatul. Da. Dumnezeu a instituit asta, opera asta a iertării, a eradicării, a dizolvării păcatului. Da. În lumea asta, oamenii au făcut păcate și fac. Păcatul influențează pe toată lumea asta. Nu e un om în lumea asta care se respire aia și spune, eu n-am făcut păcate. Asta reclamă imediat nevoia de iertare. Eu nu am dat aici câteva idei și aseară le-am prezentat, le-am scris și o să vi le prezint. Iertarea, dragii mei, este o componentă a vieții de credință. Neapărat în vieții de credință trebuie să înțelegi că trebuie să ierți. Pentru unii tare greu. Sunt oameni care am de zile, viața întreagă, n-au putut să ierte. Oamenii mi-au făcut. Și aduce aminte, un an, doi, zece, douăzeci, oamenii ce au făcut. Și nu le iartă. Ei, iertarea, dragii mei, trebuie să înțeleagă fiecare. Dacă vrei să fii sau dacă pretinzi că ești un om credincios, trebuie să înțelegi clar și limpede că una din componentele vieții de credință este și iertare. Trebuie să fii disponibil să ierți. Doamne ajută. Acum, scrie aceea Coloseni 3:13, zice Domnul, îngăduiți-vă unii pe alții. Și eu mă întreb, de ce trebuie să ne îngăduim? Doamne, tu vorbești în mod emancipat din îngăduință? Doamne, ce vrei să spui? Că noi o să facem rău? Tu știi acum că o să facem rău? Da. Voi să faceți rău pe viitor. Spunea Dumnezeu lui Israel, lui Moise. Lui Israel prin Moise. Băi, ăștia o să intre în țara promisiunilor spirite și o să facă păcate. Și o să-i lepăd. Și s-a împlinit. Auzi ce zice Dumnezeu în mod preventiv. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de celălalt, iertați-vă unii pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Adică, Dumnezeu iartă. Și ne cere să facem noi exact după exemplul Lui. După tiparul ăsta. Să iertăm. Uitați, Dumnezeu vorbește anticipat de iertare, că știe că o să facem rău. Și ne pune în gardă. Și băi, fiți disponibili să iertați. Vezi că mâine ăla pe care îl iubești, sau ăla la care ții mult, ăla despre care spui că e nu știu cum și nu știu cine, o să treacă prin față. O să fie supere. Trebuie să ai disponibilitate continuu să ierți. Doamne ajută-ne. Amin. Acum, se pune întrebarea. Vorbește Dumnezeu așa de o iertare ieftină? Am stat de vorbă cu mulți și chiar zile trecute să stăteam de vorbă cu un român. Așa, un om mai îngropat, așa. Și tot punea întrebări. Măi, nu înțelegi, și la voi, la pocăiți, face la păcate și omoară și dă-n cap, vine la voi și spuneți că le iartă Dumnezeu. Azi, măi, eu cred că tu nu înțelegi opera iertării lui Dumnezeu. El încerca să dezvinovățea, spune, uite, eu nu fac ceva acela. Și vă-l primiți acolo, zice, și frate, cum voi, zice. Păi da. Tu nu pricepi opera iertării lui Dumnezeu. Și acum revin. O fi iertare lui Dumnezeu așa, o motivație ieftină? Mă gândește Dumnezeu, băi, iartă, hai. Dar ce motivație ai să ierți? Uitați-vă dintr-o perspectivă, din perspectiva dreptății. Dumnezeu este drept. Păcatul, care trebuie iertat, care necesită iertare, este călcarea dreptății sale în picioare. Da? Dacă trebuie să ierți pe cineva, trebuie să-l ierți, că ți-a făcut un rău. Ți-a luat un drept, te-a jignit, a făcut ceva. Dumnezeu ne cere să iertăm, pentru că El însuși iartă. Dar revin. Am zis păcatul, este călcarea în picioare a dreptății lui Dumnezeu. Este o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Păcatul are nevoie de iertare.
dar el reclamă pedeapsă. Observați? Deci, dreptatea, vis-a-vis de păcat, reclamă pedeapsă. Uitați-vă, Dumnezeu, în dreptatea lui, a trebuit să spună fiecare om care plătește, băi, e drept să mori. Roman 6:23. Pata păcatului este moartea. Deci, repet, păcatul are nevoie de iertare. Dar el, în prima fază, reclamă pedeapsă. Uitați-vă la Dumnezeu, dacă ar fi să lucreze Dumnezeu cu dreptatea, numai cu dreptatea, ar trebui să ne omoare pe toți. Pentru că, repet, păcatul reclamă pedeapsă. Fie aici la Matei 6:12, unde Domnul Iisus Hristos se învață pe ucenici. Deci Matei 6:12. Zice aici așa. Învață să roage, zice, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi pe greșitorul noștri. Adică, se pare că iertarea este pe două fronturi. Doamne, și ne iartă nouă. E vorba de iertare mai întâi verticală. După cum și noi iertăm greșitorul noștri. E vorba și de iertare orizontală. Și versetul 14. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ce cereți, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Acum, hai să discutăm puțin ideea aceasta. Păcatul, dragii mei, împotriva semenilor, este și împotriva lui Dumnezeu. Păcatul împotriva lui Dumnezeu, este și împotriva semenilor, împotriva sfinților. Nu pot să afectez numai pe un om cu păcatul. Știți că în Psalmul 50, sau 51, se pare că e 51. David zice în versetul 4. Doamne, împotriva ta am făcut, e numai împotriva ta. Ia și ea, ești dreptul judecat, dar fără vină hotărârile tale. Și mă întreb, dar ce-a avut David cu Dumnezeu? Că eu l-am păcătuit acolo, mă după Urie, o păcătuit cu Bathsheba. Și Doamne, împotriva ta. De ce? Dragii mei, orice călcare de dreptății este un păcat și se dreaptă exact împotriva lui Dumnezeu. Unii ori se supără unii pe alții. Și cumva, cumva, măcar cu o vorbă, cu atitudine, cu un gest, parcă ne-am răzbunat, i-am arătat ceva, că nu ne convine. Și nu realizăm că, de fapt, aici o conștiință clară și limpede, știi imediat, în primul rând a supărat pe Dumnezeu. Asta e dreptatea. Deci păcatul afectează în primul rând pe Dumnezeu. Oricând te-ai pus împotriva cumva, cu atitudine, cu ceva, imediat l-ai lovit pe Dumnezeu. Nu? Asta cum? Să-i bate joc de mașina cuiva. Dar și se supără mașina. Și se încălzește plochea? Nu. Se supără cu șoferul, pe-a lui. Așa și la Dumnezeu. Te impui cuiva, vei să faci un rău și îl supere pe Dumnezeu. Repet, păcatul este împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenilor. Da? Hai să pun puțin mai departe. De aceea, Dumnezeu, am notat aici, vrea iertare în primul rând de noi și El. Și apoi iertare din noi. Să avem puterea aceasta să iertăm, să avem atitudine continuă, să păstrăm în noi capacitatea aceasta, în mintea noastră. Ideea, trebuie să iertăm. Da? Există o idee care mai circulă pe aici pe acolo. Unii zic că la Golgota, deși păstrăm ideea dreptății lui Dumnezeu, Dumnezeu drept. Da? Unii zic, măi, la Golgota, dreptatea a fost prelucrată de mila și de iubirea lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Adică lumea asta, Dumnezeu a rămas drept, la fel, ca întotdeauna. Da? Deci nu e adevărat. Iubirea, dreptatea n-a fost prelucrată sub nicio formă. Dumnezeu e drept de când lumea și-a rămas drept și astăzi. E o minciună ideea aceasta, dragii mei. Da? De ce? O să vă explic imediat. Hai să discutăm puțin baza această iertări sau enigma iertării. Am zis, păcatul cere pedeapsă, reclamă pedeapsă. Da? Iubirea spune dreptate. Dar iubirea nu vine să strice dreptatea ca să se așeze ea pe dron. Nu. Asta merg mână-mână. Cum e asta? Gândiți-vă că te duci cu mașina pe drum și nu ai stop și te vede polițistul. Scrie aici, hai să vă dau și un verset în tema asta, privința asta, Romani 6 și mi se pare, Romani 3. Se pare și versetul 26, mi se pare. Da, uitați. Deci, e vorba de iertare. Roman 3 și 26. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea, adică dreptatea lui. În așa fel încât, auziți, sub ce formă să arate? Să vină Dumnezeu să pune dreptatea în față. Și să prezinte în așa fel încât să fie neprihănirea care să rămână drept și totul să stocutească neprihănirea pe cel ce crede în Iisus. Extraordinar. Asta e
vă dau exemplu cu polițistul. Dacă te oprește, că dacă te oprește, nu ai oprit la stop și te oprește. Da? Dreptatea spune, amendează. Așa și la Dumnezeu. Dreptatea Dumnezeu spune, lepsește-l. Da? Iubirea spune, nu-l pedepsi. Dacă ești pus între două, ce faci? Ce alegi? Ce a făcut Dumnezeu? Să-și previnte dreptatea în așa fel încât să socotească pe Sanhedrin, să nu-l pedepsească, dar să rămâie și drept. A zis, dacă n-am buzunar, eu și plătesc. Asta a făcut Dumnezeu. Observați? De aceea, când iubirea cere iertare, o face în o bază, într-o bază, spune, iartă, de ce? S-a plătit. Dumnezeu n-a rămas nedrept. Când Dumnezeu vine și își prezintă dreptatea, da? El rămâne drept, infinit drept. Nimic nu-i strâng la Dumnezeu. Însă vine și își prezintă pretenția de iertare, pentru că el iartă în baza faptului că dreptatea a fost îndemnizată. I s-a plătit. Da? De-aia scrie versetul acel. Pentru că în vremea de acum să-și arate neplinirea încă dreptatea, în așa fel, de așa formă, să fie neplinit, adică să fie drept și totul să răbunească neplinirea pe ceea ce crede în Iisus. Adică, ca să capeți neplinirea aceasta, să fiți socotit neplinit, să crezi în Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El a fost plata pentru păcatele noastre. De aceea, iertarea, dragii mei, are o bază solidă. Și anume, faptul că Dumnezeu a plătit. Nu? Citați Ioan 3 cu 16. Tot din puterea lui Dumnezeu lumea, încât a dat. A plătit. Și are pretenția aceasta și are dreptul acesta și este un drept legitim să spună, iertați. De ce? Am plătit. Nimeni nu se poate legea să spună, Doamne, dar cum treci tu cu iertarea așa? Simplu. Pentru că eu am plătit. Slăviți să fie Domnul. Observați? Deci am zis, iertarea este o pretenție ieftină a lui Dumnezeu? Nu? Este o pretenție legală a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pe Dumnezeu l-a costat greu, l-a costat mult. De aia zic oamenii, băi, dar chiar așa se ierte Dumnezeu? Băi, dar, dragilor, Dumnezeu interesat în mod special, mai interesat decât mine de iertare. Că a plătit-o El. A fost pe spesele Lui, pe cheltuiala lui Dumnezeu. Spune, a dat pe singurul Fiu, a dat totul. Ca să plătească iertarea noastră. Și spune, iartă, se uite oamenii, dar ce mai iartă Dumnezeu? Păi nu știi că e specială lucrarea Dumnezeu făcută ca să ierte? Este interesat mai mult decât noi să ierte. Dacă cine vrea să capă de iertare? Ascultă-mă, Dumnezeu vrea mai mult decât tine, fie. Decât vrei tu să te ierte. Pentru că e lucrarea Lui, opera lui Dumnezeu. S-a cheltuit pe spesele lui Dumnezeu. De aia Dumnezeu este gata să ierte. Să fiți să fie Domnul. Înțelegeți? Iertarea se capătă prin credință, dragii mei. A ierta, ce înseamnă? Zic unii, bă, ce, iert, dar nu uit. Păi, nu știu dacă e vorba de uitare aici. Nu știu dacă e vorba de uitare. A ierta, de exemplu, el face păcate împotriva mea, sau eu împotriva ta. Da? A ierta înseamnă să nu te mai socotezi responsabil. După ce tu ai păcătuit, sau eu am păcătuit, da? Eu port o povară a păcatului. Tu vii și mă ierți în sensul că îmi iei povara. Nu mai socotești responsabil. M-ai eliberat de aceasta. Ai eliminat responsabilitatea mea pe care o aveam. Nu uitați, iertarea este un act al lui Dumnezeu. Noi putem să iertăm pe cei de lângă noi, dar aici mai există un factor. Fiecare păcat necesită o atingere a jertfei divine. Da? Faptul că eu te iert, eu ți-am luat greșeala, nu te mai socotesc vinovat față de mine. Nu-ți mai pun în socoteală vinovăția. Te-am iertat. Dar tu ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Fiecare om, orice păcat, am zis, este un factor care afectează și pe oameni și pe Dumnezeu. De aceea, nu uitați în ultimă instanță, chiar dacă iertăm pe cineva, acel cineva sau eu, dacă sunt iertat, am nevoie de atingerea jertfei Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că să se pună în socoteala mea plata păcatului. Dumnezeu a plătit, să fie numele Domnului. Amin. Deci, am zis, iertarea este o inițiativă a lui Dumnezeu, așa, și fiecare avem nevoie de atingerea jertfei divine. Așa, bun. Acum, dragi mei, vreau să vă prezint pe Domnul ca un Dumnezeu iertător. Isaia 55 și versetul 7 este prezentat cu toate porunci pe care a făcut cunoscut lui Moise Domnul. Tot ce va porunci Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam. Observați, se întinde peste viacuri. Dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un vițel ca de tot, e un miros plăcut Domnului, cumpărăreau cu darul său de mâncare și cu jertfa de băutură după rânduiele așezate. Să mai aducă și un țap, auziți, ca jertfă de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie.
și și-au adus darul lor, o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășit înaintea Domnului, pentru că păcatul pe care l-au săvârșit, pentru păcatul pe care l-au săvârșit, fără voie, se va ierta întregii adunări a copilului Israel și străinului și străinul care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. Dragii mei, când păcatul era făcut fără voie, trebuiau să aducă o jertfă de ispășire. Asta însemna părere de rău. Asta presupunea pocăință și jertfă prin credință, cum scrie în Evrei 11. Căci fără credință este cu neputință fiind păcătuit Dumnezeu. Ați văzut cum a citit aici. Dacă păcătuiți fără voie, trebuia adusă o jertfă, care ce însemna? Însemna substituția. Aduceai mielul acolo, puneai mâna pe capul mielului sau animalului care era stabilit aici în cartea, în cartea Levitic, în mod special, unde sunt date jertfele, primele 10 capitole vorbesc despre jertfe, punea mâna pe capul animalului și mărturisea păcatul. Aducea sângele animalului, tăia, junghia animalul și sângele animalului i-a aruncat pe altar ca un simbol înaintea de Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și s-a dat moarte. Însă se dădea viață pentru viață. Era substitutul, mielul. Da? Murea mielul, murea animalul. Însă, repet, omul trebuia să aibă atitudine de pocăință, de părere de rău, de regret pentru păcat, dar să vină cu credință la Dumnezeu, că Dumnezeu le iartă. Acum citesc versetul 30, pentru că aici apare dilema, problema. Am zis, dacă cineva a păcătuit fără voie, întrebarea este, ce înseamnă să păcătuiești fără voie? Și versetul 30 spune, dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, urăște pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui. Va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. Problema păcatului cu voia. Spune Biblia, pentru păcatul cu voia, nu a stabilit Dumnezeu jertfă. Ce înseamnă păcat cu voia? Foarte multe discuții există pe tema aceasta și m-am gândit să intrăm puțin mai în adânc. Păcatul cu voia ce însemna oare? Că era în necunoștință de cauză? Dacă păcatele iertate aveau o jertfă, mă întreb, toate cele iertate erau întotdeauna fără voie? Fiți sinceri. Scrie aici, în cartea lui cărții lui Moise, că dacă se ducea unul, zic eu, în satul următor, stătea la pândă 2-3 ceasuri și fura la ala băut din graști. Venea înapoi și îl prindea. Ce făcea? Îl omora? Nu. Era stabilit o jertfă pentru păcatul ăsta. Vă întreb acum, ăsta n-a acționat volitiv? N-a știut ce face? Vă întreb, păcatele făcute de oameni de-a lungul vremurilor n-au fost cu voia? N-au știut oamenii ce fac când au păcătuit? Să nu spui că nu-și o stat la până de 3 ceasuri, o fura bou și nu știu ce face. Ba da, știu ce face. Au fost cu voia. Totul spune aici, pentru păcate cu voia nu e tare. Și pentru ăsta era tare. Se pare că păcat cu voia nu este ceva așa cum pare la prima vedere. Ce înseamnă păcat cu voia oare? Aici vrei să privim îndeaproape subiectul acesta, pentru că ăsta e un subiect care controversat și oamenii se frământă mult. Biblia declară, dragilor, și îl explică foarte clar. Dacă suntem atenți, nu-i multă teorie. Putem să înțelegem. Dragii mei, păcatul cu voia exprimă o stare de necredință. Auziți, dacă cineva fie băștinaș, fie străin, păcătește cu voie. Hulește pe Domnul. Acela nu mai are jertfă. Va fi nimicit din poporul Domnului. Acum, ca să înțelegem bine realitatea aceasta a păcatului cu voia, vom merge puțin și la Noul Testament, dar luăm mai întâi de aici, suntem la numărul 15, ne uităm la numărul 14. Versetul 1 și 2. Auziți ce spune. Toată adunarea a ridicat glasul, numărul 14 cu versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copilul Israel au cârtit în puterea lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în putia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? În capitolul 13, în cartea Numeri, dragii mei, arată despre cele 12 scoade trimise în țara Canaan. Ăștia au ieșit din Egipt în credința, în baza mielului pascal, sângele mielului pascal. Vă aduceți aminte?
Da? A zis, cine vrea să fie liberat, să nu moară întâi născut, să pună sânge pe ușor reușit. Asta dacă crezi. Crezi, intri sub protecție, sub salvare. Nu crezi, nu intri sub salvare. Era prin credință. Deci, eliberarea a fost prin credință. Legământul la Sinai a fost tot în baza credinței. El credeau pe Dumnezeu și Dumnezeu făcea un legământ cu ei. Și țara promisă era tot o promisiune în baza credinței. Trebuia să creadă pe Dumnezeu. Și am zis, ce fac ăștia? Și să vedeți ce se întâmplă după aceea. Versetul 21 și versetul 22 din capitolul 14. Auziți. Dar cât este adevărat? Auziți, ei am citit că s-au gândit să întoarcă înapoi. Versetul 21. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, zice Dumnezeu, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, tot aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. 26 și versetul merge la 26 în continuare. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron. Și a zis, până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor Israel care cârteau împotriva mea. Spuneți-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea. Nu veți intra în țara pe care o jurasem că o voi da să locuiți afară de Caleb, fiul lui Funeș, de Iosua, fiul lui Nun. Poporul a plecat prin credință spre țara făgăduinței. La un moment dat, ăștia au venit cele 12 scoade și au negrit țara și au zis, măi, Dumnezeu, au zis că ne-o dă. Da, acolo sunt firme, anacări, sunt mari. Acolo sunt oamenii mari. Țara ne mănâncă. Nu putem să învingem să luăm țara asta. Și a venit Iosua și Caleb și au zis, măi, cu Domnul ne mâncăm. Ăștia credeau, Caleb a zis, eu am adus informații după cum spunea inima mea curată. Aveam un filtru curat al minții. Ăștia alții au zis, nu putem! Și s-au hotărât și au zis, băi, Domnul ne duce acolo să ne dea deja, observați? Ce au făcut toată treaba asta? Au stricat legământul, cum? Prin necredință. Și repet, păcatul cu voia există, exprimă o stare de necredință, ceea ce strică legământul făcut cu Dumnezeu. Merge și Noul Testament. Este vorba aceea, dragii mei, imediat vă spun și mergem în Noul Testament, un popor care s-a pus împotriva lui Dumnezeu prin necredință, ajunge mai târziu să fie îngropat în nisipurile pustiei. Observați? Și Evrei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel redă situația și spune exact despre ce este vorba. Capitolul 3 și versetul 6 începem. Auziți? Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea înzbudită și îndrejdea cu care ne lăudăm. Observați? Dumnezeu a făcut din noi o casă care locuiește El. Da? Biserica și zidurile, cum numim noi biserică, nu este casa lui Dumnezeu. Este doar un mod figurativ de a pune problema. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Auziți? Peste casa lui, așa și casa lui suntem noi, dacă, cu un scop, auziți? Păstrăm până la sfârșit încrederea înzbudită și îndrejdea cu care ne lăudăm. Adică, dacă ne-a mântuit Dumnezeu, și ne păstrăm în încredințarea aceasta până la capăt, atunci suntem casa lui Dumnezeu. Și acum să iau un exemplu din Vechiul Testament despre cei care au murit în nisipurile pustiei și este prezentat pericolul căderii în comparație cu cei din Numele 14. Auziți? De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile și face comparație cu cei din Numele 14. Ca în ziua răzbătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Și versetul 19, hai să luăm mai loc câteva, versetul 16. Cine a fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine a fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale cărui trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el când n-au să intre în odihna lui, nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Și versetul 19, fiți atenți. Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Dragii mei,
Exemplul din Vechiul Testament scoate în evidență următoarea realitate. Da? Când oamenii au pornit cu Dumnezeu pe cale, să intre în țara promisă. N-au păstrat legământul, au stricat toate implicațiile legământului, a ajuns să cadă într-o stare de necredință. Și aici spune, nu vă, vesetul, nu vă vedeți nimeni ca în ziua răzvătirii, ca în ziua ispitirii pustie. Luați seama la fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă și grea și necredincioasă, vesetul 12, ca, care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Dragii mei, joaca cu păcatul astăzi, mâine și poimâine, îl duce pe om la o străinare de Dumnezeu. Păcatul înfășoară vesne și duce la împietrire. Ce înseamnă împietrire? Împietrire înseamnă căderea în starea de necredință, stare pentru care spune Biblia că Dumnezeu nu a stabilit jertfă. Omul, haideți să uitați accentul care e versetul 19. Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Și acum revenim la Noul Testament vis-a-vis de situația noastră. 4 cu 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui. Adică în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar în Împărăția Lui Dumnezeu noi intrăm prin credință, încât de aici spunea Domnul, Împărăția Lui Dumnezeu este în voi. Câte vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, cât și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, în pustie. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, adică cuvântul credinței și al salvării și al mântuirii, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credința la ce și l-a auzit. Pentru că noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrurile lui fusese desprăvite de la temerea lumii. Deci, dacă în Vechiul Testament pentru păcatul căderii, pentru căderea în păcatul necredinței, da? Pentru că am zis, când se ducea omul să aducă jertfă pentru păcatul lui, era în baza credinței, a pocăinței și a părinței de rău. Când cineva se joacă cu păcatul azi, mâine și poimâine, ajunge să cadă în starea de necredință, cum se spune despre generația din Cartea Numeri. În tragedia de la Cades Barnea, au fost îngropați toți în nisipul de pustie. Dumnezeu s-a jurat și a zis, pentru că n-am crezut, nu vor intra în odihna mea. Același exemplu, dragii mei, este luat de Apostolul Pavel și adus în Noul Testament. Și astăzi lucrurile stau la fel. Capitolul 6 din Cartea Evrei, luat de versetul 4, o zice, spune. Că și cei ce au fost luminați odată și au gustat darul cerului și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterea veacului viitor. E vorba aici de întreaga gamă a Harului Divin oferit omului. Adică, de la momentul pocăinței, vorbim de noi din Noul Testament, de la momentul pocăinței și de-a lungul vieții de credință, tot e Harul oferit de Dumnezeu. Pocăință, întoarcere, naștere din nou, umple cu Duhul Sfânt, trăirea cu Dumnezeu. Da, versetul 4 și 5 scoate în evidență statutul credinciosului înaintea lui Dumnezeu. Acum uitați ce spune vis-a-vis de acest statut. Ca să vedeți că nimeni nu are drept să se joace cu păcatul. De ce? Pentru că păcatul înfășoară este, împrinteste și duce la moarte. Auziți, versetul 6. Zice, și care totuși au căzut. Este cu neputin să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și dau să fie răstignit. Ce înseamnă să luăm din nou? Și ca totuși au căzut. Ce înseamnă că au căzut? Expresia în limba greacă aici, la cuvântul cădere, este apostacia. Care înseamnă nu cădere pe cale. Înseamnă cădere de pe cale. Observați? Și apoi, aici, dragilor, când e căderea de pe cale, nu se mai vorbește despre iertare. Auziți ce spune Biblia? Auziți? 6. Este cu neputință iertați? Nu. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Observați? E vorba de o cădere nu pe cale, ci de pe cale, care înseamnă căderea în păcatul necredinței. Și după ce s-a căzut de pe cale, nu-i mai vorba de iertare, zic unii. Băi, iartă Dumnezeu? Băi, nu-i vorba de iertare aici. E vorba de înnoire. Adică, auziți, căci ei, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocurit. Deci cineva care se joacă cu păcatul. Gândiți-vă, Dumnezeu ne-a scos din mocirea păcatului. Ne-a pus pe cale. Și omul pornește pe cale. Pe cale asta poate să se îmbolnăvească spiritual, să facă un păcat, două, trei, nu știu, milion de păcate. Păcatele te opresc. Păcatele morții te duc înapoi spre groapă. Câtă vreme n-ai căzut în groapă și ai viață spirituală în tine, Dumnezeu este gata să oferi tare. E când omul se joacă atâta cu păcatul și azi și mâine și poimi și spui, ascultă și n-ascultă și n-ascultă și n-ascultă, există posibilitatea ca păcatul care înfășoară lesne să-l ducă la împietrire. Împietrire înseamnă cădere din nou în groapă din care ai fost scos.
Nu e cădere pe cale, dragilor. E cădere de pe cale. Un om care cade pe cale, până în ultima instanță, când mai există viață spirituală în el, Dumnezeu îi oferă iertare. Mai tu când cineva se joacă atâta cu păcatul, de exemplu, minte. Minte și minte și minte și minte, până când păcatul îl împietrește și duce la cădere. La căderea în păcatul necredinței, pentru care spune Dumnezeu n-a mai stabilit o a doua jertfă. Ca să scrie în cartea numere. Nu e jertfă pentru ăștia. Observați? Ei, când cineva se joacă atâta cu păcatul și ajunge să cadă, da? Repet, nu e vorbă de iertare. E vorbă de înnoire. Ei, starea asta, dragilor, nu poate fi pusă de un oameni care nu l-a avut pe Dumnezeu niciodată. Ăștia sunt acolo în groapă. E vorba de oameni care au fost scoși din groapă și puși pe cale, care au căzut din nou în groapă. O jertfă s-a dat odată. Se scoate odată din groapă. Când cineva se duce din nou în groapă, da? Hristos nu e mai dată să scoate din groapă. De aceea, nu Dumnezeu închide ușa în fața cuiva. Ci omul singur cade în împietrire și în necredință, nemai răspunzând la harul lui Dumnezeu. De ce? Stați de vorbă cu un omor. Poți să-i legătura cu el? Nu poți. E un om care se joacă cu păcatul până când moare spiritual. Aici intră hula împotriva Duhului Sfânt, păcatul de moarte din Ioan 1 Ioan capitolul 5, Evrei capitolul 6 cu căderea și iadul cel veșnic din Evrei capitolul 10. Toate acestea intră aici la păcatul necredinței. N-ați auzit cântarea care spune unul singur nu se iartă, păcatul necredinței. Ce înseamnă asta? Că nu vrea Dumnezeu să ierte? Ba da. Însă când cineva se joacă repede cu păcatul, se duce și cade din nou moartea spirituală, pentru asta nu mai este stabil de jertfă. A fost pus pe calea mântuirii și de acum trebuie să rămână în credința Iisus Hristos, pe care Dumnezeu se merge doar prin credință. Da? Acum, haideți să vă prezint pe Domnul, care este interesant. Haideți prima dată să mai mergem și până la capitolul 10, dacă nu suntem în preajmă. 10 și versetul 26, auziți. Căci dacă păcătuim cu voia, da? Ce am citit din Numeri. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va misti pe cei răzvătiți. Și ne-a călcat legea lui Moise, este omorât fără milă pe mărturia lui Sfântului Martor. Cu cât mai astră pedeapsă credeți că va lua ceea ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocuri pe Duhul Harului. Observați? Deci, joacă cu păcatul, ca și în Noul Testament, este și astăzi. Cineva care se joacă cu păcatul, păcatul îl înfășoară, îl împietrește și îl face să cadă. Acum, nu putem noi să determinăm stările acestea până nu le descoperă Dumnezeu. Eu vă spun un om, bă, sunt oameni care au căzut pe cale. Ce înseamnă căderea pe cale? Orice păcat, că toate păcate duc la... Ați auzit de un păcat care duce la viață? Că spun unii, cum zice în 1 Ioan 5, dacă este un păcat care duce la moarte, nu zic să renunci pentru păcatul acela. De ce? Pentru că este o stare în care omul și-a pierdut șansa. Da? Însă se pune întrebarea, când și-a pierdut șansa? Poate cineva minte, fură, curvește, prea curvește, face o grămadă de păcate. Da? El se duce încet spre moarte. Plata păcatului este moarte. Păcatul înseamnă moarte. Da? Ei, dacă n-ai ajuns să mori, Dumnezeu îți oferă șansa iertării câtă vreme ai viață în tine. Doamne, plătește-ne de asta. Dacă te-ai jucat până când ai căzut în moarte, o să zică Dumnezeu, hai, și nu mai răspuns. Pentru că omul căzut în necredință este un om mort spiritual. Observați? Întorc înapoi la 6 și apoi mergem la cartea profetului Isaia și ne oprim imediat. Auziți, versetul 7. 6 cu 7, 3. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Aici pământul este o comparație cu omul. Când unui om îi se oferă tot harul divin. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este răbădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Acum, Isaia 22 și versetul 12 și apropiem de încheiere. Doi, 12 la 14. Și totuși Domnul, Dumnezeul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Era vorba de o stare de păcat al lui Israel. Un moment în care Dumnezeu hotărăște să se pedepsească, zice, și totuși Domnul vă cheamă să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată,
În loc să bucuiți, spune Isaia, în schimb, veserie și bucurie. Se junghe boi, se taie boi, se mănâncă la carne și se bea la vin. Să mâncăm, să vrem că și vom muri. Domnul oștilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu îi se va ierta până nu veți muri. Zice Domnul, Dumnezeul oștilor. Deci Domnul cheamă la pocăință, oferă iertare, până în ultima clipă a vieții spirituale. Și Amos 8:2 zice, el a zis, ce vezi Amos? Eu am răspuns, un coș cu pame coapte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului Israel, nu-l mai pot ierta. Amin. Dragii mei, amin. Studiul ăsta are multe informații, multe lucruri despre iertare, Dumnezeu nu ne mai permite timpul. Însă, nu uitați, facem o recapitulare. Dumnezeu este Dumnezeu iertător. A oferit șanse iertării. Când cineva a păcătuit, a dat un har suplimentar și a zis, uite, plătesc eu pentru voi în numele harului divin, în numele jertfei lui Hristos, în numele plătirii care dau căpătați iertare. Oferiți și voi iertare celor din jur. Da? În ultima instanță, iertarea trebuie să aibă atingere a harului divin, atingerea jertfei. Noi putem ierta pe oameni și trebuie să iertăm, dar omul trebuie să aibă în ultima instanță atingerea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu a oferit iertarea și ne păstrează în harul lui. Dacă cineva se joacă precum generația din tragedia de la Cades Barnea, se joacă cu păcatul și așa mâine și poimine, au ajuns să fie toți îngropați în nisipul pustiei. Același exemplu ia Pavel și aduce Noul Testament și spune că cineva a primit tot harul lui Dumnezeu, se joacă și așa mâine și poimine, păcatul înfășoară-l este și împietrește și păcatul duce la moarte. De ce? Plata păcatului este moartea. Nu putem determina exact să spunem, gata, ăsta a făcut păcat de moarte, că nu este păcat de viață. Toate păcate sunt moarte. Însă, așa numit un păcat de moarte din Biblie, sau, repet, una împotriva Duhului, sau căderea aceasta, sau iazul cel veșnic, Evrei 10, toate intră la aceeași temă. Și anume, a te juca cu păcatul, a ajunge prin păcat și necredință la împietrire, și când omul cade în necredință, nu mai răspunde la jertfa Domnului. Și aici, Biblia vorbește Evrei 6, versetul 6, este nevoie de o altă jertfă și asta nu se mai dă. De ce? Pentru că Hristos nu moare odată. Repet, noi toți avem șansa de la Dumnezeu, nimeni să nu se joace cu păcatul, pentru că păcatul înfășoară, lesne și împietrește. Uitați-vă cum se răcesc oamenii de Dumnezeu. Îi spui despre Domnul și crede și nu crede. Și dacă cineva începe să nu mai asculte, să nu mai vină la biserică, n-ați observat? Mi s-a întâmplat. Când n-am mai citit atent în Biblie, parcă m-am răcit, parcă nu venea să mai citesc. Se lasă într-o formă sensibilă, ușoară, ușor de exprimat. Așa încet te răcești. Nu mai cânți, nu mai participi la organizări, nu te mai bagi, nu te mai bagi dincolo și încet, încet mai vezi că vin la biserică la alt și nu mai vin. Asta înseamnă păcatul care înfășoară lesne. Încet, încet omul se duce, se împietrește, se împietrește inima și se depărtează de Dumnezeu. Și în ultima instanță, omul care reușește să cadă în necredință, bajucuiește pe Duhul Harului, adică vinde mântuirea care a fost oferită. A bajucui pe Duhul Sfânt înseamnă a te lua pe tine templul Duhului Sfânt și a te vinde diavolului. A spune, a negat toată credința, a negat tot legământul care ai avut cu Dumnezeu, a te vinde efectiv diavolului. Asta înseamnă a cădea în necredință, a cădea în împietrire, înseamnă a cădea în imposibilitatea de a mă răspunde de Dumnezeu. Doamne, dă-ne lumina Ta și Dumnezeu și ne păzim și de potrivă. Amin.